Gabi astăzi a venit la volanul, la bordul unei mașini de lux, un bolid absolut minunat, un BMW. Spune-mi tu ce model este. Este un BMW X4, care, da, un motor de 2000 diesel, să zic, de oraș, să zic, un consum foarte mic. Cam ce consum are? O mașină, să zic, un consum mediu de 5,5, să zic. Uh-huh. Motor diesel. O mașină de familie care mi-e place foarte mult. Și o culoare și foarte frumoasă, da, e destul de elegantă. Da, o culoare foarte frumoasă. Eu am tot o mașină, tot un BMW, dar această mașină o mai iau eu din când în când, când mai am nevoie și m-am înțeles cu cei de la BMW și întotdeauna mă ajută. Și o mașină de familie care chiar mă ajută foarte, foarte mult prin oraș, cu copil, cu scaun de copil și cu spațiu. Cred că și mai ales atunci când pleci din București, te ajută faptul că mașina și faptul că ea este destul de mare. Da, într-adevăr, mă ajută foarte tare pentru că eu am o mașină sport, să zic, și nu este foarte încăpătoare și deja când pun scaun de mașină, de copil în mașină și este, deja îmi ia foarte mult din spațiu și mă ajută foarte mult și cu confortul, este foarte confortabilă și la drum lung, într-adevăr, fac foarte multe drumuri, merg foarte mult la părinții mei, la părinții Lenei, la familie și fac foarte multe drumuri și mă ajută foarte mult. Având în vedere că sunteți așa cumva cu familia în orașe diferite, bănuiesc că este important că atunci când pleci la drum lung să ai o mașină în care să te simți în siguranță și confortabil, nu? Da, într-adevăr. Eu dacă am 2 zile libere și noi, imediat am decis mergem la părinți, mergem la familie, ori la Lena, ori la mine și într-adevăr, poate peste 2 zile am antrenament, nu pot să merg și să mă rupă de spate după sute de kilometri și asta mă ajută foarte mult. Gabi, o să mai vorbim despre mașină imediat, dar până atunci eu vreau să-mi spui, pentru că atunci când spui și când vorbești despre un fotbalist, îți spui așa, că este pasionat de haine, de cele de accesorii, de ochelari, de ceasuri și de mașini. Cam cum le-ai clasat tu? Care este cea mai mare pasiunea ta? Sincer, în momentul de față, pe primul loc, cred că sunt mașinile la mine. Îmi plac foarte mult, am o pasiune foarte, foarte mare pentru mașini. Am avut foarte multe mașini, adică gen, nu, Doamne ferește, să mă laud sau ceva, dar asta este o pasiune de-a mea. Am avut foarte multe mașini, am schimbat foarte multe mașini. Cam câte mașini ai avut așa? Nu știu, dacă cred că am avut acum 8 mașini, dacă 7 sau 8 modele de mașini am avut. Oho. Țin minte, prima mea mașină a fost la 20 de ani, că atunci am luat permisul, când am dat la 18 ani. La 20 de ani am avut un Range Rover Evoque. Foarte... Stai puțin, Gabi, tu ai început așa direct la 20 de ani cu o super mașină, adică n-ai avut așa o mașină să o testezi puțin câteva luni, ai intrat direct în pâine, cum da, că deja eu urcasem și în fotbalul mare, deja la 20 de ani plecasem la Astra și mi-am dorit foarte mult o mașină frumoasă. Foarte bine, da. Și adică aveam un salariu mic, dar am calculat absolut tot, doream foarte mult. Și am spus, bani și m-am luat, mă rezolvă, revoc. Nu m-am gândit la o mașină anume, dar mi-am dorit foarte mult o mașină nouă, mi-am dorit foarte mult o mașină, să zic, cât de cât de lux, cu toate că era mic, într-adevăr, și majoritatea copiilor la vârsta de 20 de ani, asta își doresc, wow, mașină tare. Da, părinții au zis ceva atunci când ți-ai cumpărat prima mașină și una așa de luxoasă? Măi, mamă, măi, tată, nu, mai, mai păstrează și tu din bani, mai uite, dă-i o mașină mai ieftină. Nu mi-au spus absolut nimic. Părinții mei mi-au dat, să zic, mână liberă la absolut, absolut orice și a văzut genul meu de persoană și ceea ce vreau de la viață. Și a contat foarte mult și nu mi-au spus. Doar da, într-adevăr, ca orice părinte spune, ai grijă, normal, să nu rămâi fără bani, ai grijă să nu faci asta, ai grijă să nu faci asta. Gabi, după Range Rover-ul ăsta pe care l-ai avut la 20 de ani, ce mașini au mai urmat? Ai avut și mașini sport, mai joase? Da, eu am avut, după aceea am luat un Porsche, după aceea am avut o mașină foarte, care pe mine m-a încântat foarte. Cred că știu, Alfa Romeo, da. 4CU, da, da, pe care da, ai dat 100.000 de euro. Da, pe mine m-a, deci pe mașinuța aceea m-a... Senzația care tare, te-au prins paparații de câteva ori și am intrat așa pe net să văd cam ce mașină ai avut și am văzut poze cu tine în Alfa Romeo, era alb? Da, alb. Foarte frumos. Și senzația care am trăit-o în mașinuța aia, pe mine m-a, să zic, pe rămân m-a uns pe suflet, să zic. O mașină sport, o mașină care avea 750 de kilograme, era toată din carbon. Mamă! Da, și avea 260 de cai putere. Foarte tare. Și da, aveam 100 de kilometri, prindeam, să zic, în maxim 4,2, dacă nu mă înșel. O mașină foarte ușoară și m-a
M-a încântat foarte tare. Vorbeai ceva mai devreme despre senzația pe care ți-o dă o mașină și pentru că ești pasionat de mașini, ce senzație cauți tu atunci când îți cumperi o mașină? Într-adevăr, acum 5 ani mă gândeam, mamă, să am o senzație de viteză, să văd cum stă în curbe. Adrenalină. Da, exact, cum stă în curbe, cum, ce timp prinde suta de kilometri. Dar acum mă gândesc la confort, acum mă gândesc cât de mult spațiu să am. Mm-hmm. Vezi, a trecut timpul. Acum mai mult timp, bineînțeles, erai mai puști, erai mai necop, poate îți plăceau alte lucruri, între timp ai devenit și tată, nu? Și ți-ai format o familie foarte frumoasă. Crezi că fiecare mașină pe care ai avut-o s-a potrivit unui anume moment din viața ta? Da, eu zic că da. Eu zic că am avut anumite mașini în care, da, într-adevăr, s-au potrivit perfect pentru momentul din viața mea, mm-hmm. pentru vârsta care o aveam și acum ți-am spus. Deja ușor mă îndrept spre mașini mari și mult de mai mari. De familii deja. Exact, deja m-am gândit și am vorbit și cu Lena deja să ne uităm la mașină de 7 locuri, că sunt copiii care mm-hmm. sunt și mergem în vacanță, ne-am dorit foarte mult să mergem, să zic, în străinătate cu mașina, cu toți 3 copii. Ne dorim foarte, foarte mult. Dar apropo de Lena, știu că și ea conduce tot așa un SUV, nu? Un jipuleț. Da. Și ea este pasionată la fel de mașini mai încăpătoare. Da, și conduce foarte, foarte bine. Foarte înaltă, așa că cred că îi se potrivește cel mai bine. Și m-a uimit foarte, foarte tare, conduce foarte, foarte bine și nu contează mărimea mașinii, nu contează absolut deloc. Am soția fratelui meu, uh-huh. când vede o mașină mare, aulă, nu mă urc, Doamne, se urcă Lena și pe autobuz, dacă cred că merge și conduce foarte bine. De cele mai multe ori e bănuiesc că atunci când trebuie să plecați amândoi cu o mașină, ea este șoferul și tu stai în dreapta, nu? Sincer, nu prea. Nu? Nu, sincer, nu, îmi place foarte mult să conduc. Și ea nu prea conduce când eu sunt în mașină, dar îi place și ei foarte mult să meargă cu mașina. La fel merge și acasă când merge la familie și eu sunt în cantonament, face 700-800 km singură, uh-huh. nu are nicio treabă. Dacă dintre voi doi tu ești cel care conduce de cele mai multe ori mașina, așa se întâmplă și în relație, tu ești cel care conduce? Sincer. Tu ești cocoșul? Eu sper că da. Și eu zic că ai da. Ai dar... și ca ea acum, că n-ai ce face. Păi, automat trebuie să fie înțelegere și trebuie să fie gen o cale de mijloc. Dacă mie nu-mi convine ceva și cădem la un comun acord și facem lucrurile să fim fericiți amândoi. Ești eu gentleman în sensul că deschizi portiera Lenei când intră în mașină? Nu prea, sincer. Nu. Nu prea și nu știu dacă... Ești sincer. Da, păi asta este realitatea. Ce să mai... Și în plus nu știu dacă ea va accepta lucrul ăsta. Ea niciodată nu vrea să pară slabă sau în fața mea,